PDL și PNL în lupta pentru Cotroceni vor urgenta procedura de fuziune astfel încât acest proiect politic să nu aibă de suferit. Vicepreședintele regional al PDL, deputatul de Suceava, Ioan Balan, a declarat la emisiunea Bucovina Retrospectiv că până acum nu au fost întâlnite obstacole de netrecut. Deputatul Balan a afirmat că a fost greu de digerat afirmația lui Klaus Iohannis, cum că fuziunea celor două partide va da naștere unei formațiuni politice cu denumirea de PNL. Cel mai important lucru după fuziune, în opinia liderului democrat-liberal sucevean, este crearea de majorități în consiliile locale și în deliberativul județean. La Suceava problema care se pune este de a ne armoniza pe de parte noi cei de la PDL și pe de cealaltă parte cei de la PNL în privința majorităților pe care suntem obligați să le facem în consiliile județean, în consiliile locale, fiecare localitate în parte. Și lucrul acesta trebuie să se facă foarte repede, tocmai să dăm semnalul că lucrurile serioase și vor merge în direcția aceasta. Eu înțeleg, colegii de la PNL sunt într-o situație mai deosebită decât noi, ei mai trebuie să și renunțe la câte o funcție. Pe mine personal, hai să o duc în zona mea mai mult, nu mă deranjează foarte tare dacă PNL-ul mai are, nu știu, pe aici, pe acolo câte un direct, dar pe mine mă interesează foarte tare, semnalul nostru trebuie să fie politic, în sensul că majoritățile trebuie să funcționeze la nivel de PNL, PDL și vedeți că am înțelepciunea să spun PNL prima dată și apoi PDL. Deputatul Bălan a apreciat în direct luni seara la emisiunea Bucovina Retrospectiv că liberalii suceveni sunt într-o situație mai delicată, deoarece trebuie să renunțe la unele funcții de conducere în cadrul instituțiilor descentralizate ale statului, însă nimeni nu îi va forța să-și dea demisiile. Acest proiect făcut și reușit poate da în această toamnă un președinte, care dumneavoastră trebuie să vă garanteze faptul că instituțiile statului vor fi apărate, că statul de drept în întregul lui va fi apărat, că Europa se va uita către România ca la un membru cu drepturi egale, ceea ce, dacă vă amintiți, vara al 2012 n-a fost chiar așa, pentru că în fruntea României va fi un om care să aibă credibilitate atât în Statele Unite, cât și în Europa, al cărei membru cu drepturi depline suntem și vrem să fim respectați la acest nivel. Vicepreședintele regional al Partidului Democrat Liberal, deputatul Ioan Balan, a declarat că începând de luni, 30 iunie, liderii PNL și PDL trebuie să se așeze la masa negocierilor, având în vedere și faptul că în Congresul Partidului Național Liberal a fost ratificată decizia de fuziune.